Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi am să vă arăt cum îngrijesc coloniile mai puternice, fiindcă eu nu prea am avut așa mari. Și văzând niște posteri, cred că majoritatea ați văzut, cele mai mari colonii au murit. Deci, mulți apicultori s-au trezit că cele mai mari colonii le-a găsit toate pe fundul stupului. Cauza principală, dacă în acea stupină celelalte colonii au supraviețuit, nu este varroa. Atunci, care este problema? Păi care să fie? Coloniile mai mari mâncă mai mult. Și atunci, dacă n-ai estimat bine cantitatea de miere, atunci este o problemă. Și trebuie să le dai mâncare, dar nu acum, acum o fi târziu pentru cele care au murit. Acum o să vă arăt o colonie mare, n-am prezentat-o până acum. E soare, e liniște, albina a început să miște pe afară, chiar dacă mai am un pic de zăpadă. Am să vă arăt cum arată o colonie mare. Nu stă în ghem, deci coloniile mari nu mai stau în ghem. E plin stupul, de pe 10 rame. A primit 2 kg de turtă, acum mai vin cu 1 kg și să văd situația după diafragmă pentru a veni și cu o ramă cu miere. Am venit și cu un pic de fum. Iată cum arată această colonie, este în momentul actual pe 10 rame, e desfăcut tot. Îndepărtăm folia. Ce mă interesează pe mine la această colonie e să verific un pic prezența puietului, fiindcă albina stă foarte tare și după diafragmă e întins. Voi verifica dacă are puiet și dacă totul este în regulă. Dacă totul este în regulă, vin cu o ramă cu miere, scoatem diafragma aceasta. E o diafragmă, o să o scoatem, o înlocuim cu miere. Prima ramă probabil este goală, nu mai are mâncare pe ea. Scoatem acest carton. Da, să vedem, să vedem ca să fim mai siguri. Iată cum stă pe ultima ramă. Aici mai are iar ceva mâncare. Și acum voi verifica prezența puietului pentru a ști sigur că colonia este în regulă. Dacă acum vedem acest lucru, o intervenție eventual nu prea mai este necesară. Această ramă nu văd puiet pe ea, dar este goală, nu are mâncare de o. Aici a avut ceva păstură și miere cristalizată. Mă interesează prezența puietului sau măcii.
dacă nu avem acest confirmarea că ar fi puiet, atunci este o problemă. Și vom trebui să mutăm toată albina într-o altă ladă mai încăpătoare și să venim cu un nucleu lângă. Ca să vin cu acenelul, nu acolo. Acolo a băgat nierea. A băgat... Deci voi verifica mai multe rame din această cauză, că nu văd puiet. Ar fi cam... Acum ar cam fi ideea să mai faci unificări după asta, dacă rămâi fără mapte. Deja albina se va uza. Avem aici ceva puiet, mai verific o ramă. La mâncare este, nu este, să zicem așa. Văd ouă, ouă sunt. M-ar interesa să văd puietul căpăcit pentru a vedea exact calitatea măcii sau să nu fie trântorită, mai bine zis. Fac acest lucru nu la toate coloniile, doar la care le suspectez că ar fi o problemă. Acum a început să ouă. Matcă este, deci mâncare nu este. Această colonie poate să moară foarte ușor. Albina stă sus din cauza lipsei de hrană. Aș fi vrut să mai mă uit la ultima ramă aici. Surprinzător o să fie că iată o ramă goală, da? Deci nu are nici măcar un kilogram de mieră. La ce am văzut eu, nu are un kilogram de mieră. Deci ce vom face? Această colonie ar fi murit în 2 săptămâni. Deci nu are mâncare, e gol, 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 gol. Acum eu îmi permit să scutur aceste rame. Iată, deci așa arată. Asta, fiindcă o bănuiam eu așa, mai am o colonie, o să vă o prezint pe aceea. Deci rame goale, nu facem rabat, le scoatem afară cât se poate, deci ramele care se pot scoate afară, le scoatem afară. Acum, dacă n-avea turta pusă, această colonie nu mai era. Așa. Desfatem cât mai multe rame care sunt goale, n-are rost să stea ramele goale în
colonie. Mai scoate, o scoatem și pe aceasta. Bun. Deci după ce am scos aceste rame, intervenim cu alte rame. Avem aici rezervele de miere. Venim cu rezervele de miere. Asta ca să înțelegeți de ce trebuie verificate coloniile. Imediat ce aveți o fereastră de zbor, trebuie să interveniți. Altfel le veți găsi pe funduleze. Bun. Să căutăm rame cu miere acum. Voi căuta cele mai bune rame cu miere care știu eu că le am. Aici avem cam 2 kg aproximativ, dar nu sunt mulțumit. Căutăm rame mai pline. Iată una care mă mulțumește. Iată. Asta este o ramă care merită pusă, da? Că o punem chiar lângă albină. Așa. Prima ramă. Acum voi verifica această ramă. Știu că are ceva miere pe ea, nu mult. Bun. O să vin cu o ramă cu miere între asta și aialaltă, dar să găsesc una convenabilă. Aceasta are cam 3 kg de miere și venim cu ea lângă, da? O punem aici. Colonia se va reorganiza imediat ce voi închide eu lada, o să se reorganizeze, nu e o problemă. O problemă mai mare ar fi fost dacă lăsam fără mâncare. Așa. Acum mai venim cu două rame, tot cu mâncare. Cele mai pline rame cu mâncare au fost date lângă margine. Bun. Altă ramă, tot cu vreo 3 kg de miere, o punem lângă aici. Așa. Și mai venim cu una în margine. Care nu trebuie să fie chiar plină cu miere. Iată aceasta. Cam asta este. Deci, o să întrebați câtă miere le-am lăsat, nu știu ce. Miere au avut suficiente lăsată, după estimare, cum am estimat eu la data respectivă. Acum, fiindcă totul e în regulă, punem aici vreo două cartoane. Punem vreo două cartoane în lateral.
Deci este salvarea familiilor puternice. Cei slabi au mâncare. Deci, aia slabi nu au nicio problemă, dar ăștia mai mari au ras tot. Prima dată am crezut că n-au matcă. Cineva îmi spunea că se vede de la o poștă că n-au matcă. Nu! Nu matca le agită. E și aia un factor, da. Lipsa hranei este un alt factor. Așa. Acum o să venim cu două turte deasupra. Urmând ca peste două săptămâni să mai venim cu încă, depinde de zborul care o să-l aibă, trebuie să dăm albina jos, să pot da turta liniștit pe rame, să nu strivim albina. Iată ce frumos pune acum turta. Așa, și mai punem una. Mai punem una. Deci, colonia cea mai mare riscă să moară de foame, să nu uitați acest lucru. Merge jos. Îi punem tur. Îi punem turta deasupra și... Asta este. Împachetăm. Matca acum a început ponta. Am aici câteva albine sele scuturi. Și cam asta este intervenția. Acum, dacă dumneavoastră decideți să nu deschideți o colonie de albine, să nu... E treaba dumneavoastră. Eu asta fac, am simțit-o că ceva nu e în regulă, am zis hai să verific și iată ce am găsit. Acum știu sigur că două săptămâni au și miere în rame, au și turtă. Totul e în regulă. Cum e oare mai bine, să o găsești pe fundul lăzii moarte sau să intervii și să o salvezi? Așa. Îi punem capacul și totul e în regulă. Deci ăsta este un caz special, să nu credeți că toate coloniile sunt așa. Bun. Cam atâta la acest film, o să fac și altul, tot la o colonie puternică, să vedem și acolo care e situația. Acolo am o altă problemă. Aici era o problemă de hrană.